Bună dimineața, stimați prieteni și dragi apicultori! Astăzi începem să facem treabă. Avem un tratament rusesc care se numește Bipinte. Este un tratament pe bază de amitraz, 12,5%. Și are un mililitru. Noi astăzi vrem să facem tratament cu el, așa că zic să trecem la treabă. Deci până în 2025 este bun. Așa, noi aici avem o sticlă de aproape 2 litri, am pus aproape de 2 litri. Este apa fiartă de cu seară și acum este răcită la temperatura camerei, așa că așa este bine să facem acest tratament. Tratamentul acesta îl fac pe bază când este puțin puiet, adică ideal ar fi când nu mai este puiet deloc, așa că este bine de făcut toamna. Acum fac tratamentul. Astăzi la noi este 20 septembrie, nu este așa de mult, în general nici nu m-am uitat ce puiet este, dar la data aceasta cam nu este mult, dar facem tratament pentru că este un tratament eficient, s-a demonstrat din alți ani. Mulți apicultori fac tratament cu acest... Mulți apicultori fac tratament cu el, dar nu spun. Așa că dar este foarte eficient. Deci, după ce am pus tratamentul, amestecăm bine. Da? Deci, cam s-a primit de această culoare. După cum facem o gaură mică și foarte simplu, asta e tot tratamentul. După care mergem și îl punem în la albini. Practic, foarte simplu, se administrează. Acum mergem în albinoțe. Deci aici avem roi făcut după salcâm, cam peste 2 săptămâni după ce s-a terminat salcâmul. Așa, după ce mi-aduc aminte, și punem frumos printre rame. Cam așa. Aici noi avem roiurile. Roiurile au fost bine tratate. Și bine înhrănite au fost roiurile. Сироп, то, что требует. А вот это зачерчик. Не ну на. А вот это зачерчик. Cale, bună dimineața! Te-ai trezit?
Bravo! La albinuții! Nu se poate, că tu nu ai mască! Alep s-a trezit și deodată la cocoș. Iată așa facem noi. Deci, aici noi avem pe linia aceasta doar roiurile. Strict numai roiurile. Care sunt mai puternici, care mai puțin puternici, dar le tratăm pe toate. Îmi place tratamentul ăsta, foarte repede se administrează. Așa. Foarte bine. Așa. A, uita, ce... Din dimineață albinuțele foarte cuminți. După cum vedeți, ăsta este un roi foarte bun. Așa. Hai să intră un roi chiar puternic. Așa. Și așa administrăm la roiuri, la familii. Tratamentul cu bipintă. Da, Caleb? Da, puile? Da. Cum? Ai văzut puișorii? Bravo! Aici. Aici avem... Da! Da, Caleb. Pun tratament la albinuțe. E super curios și fiul meu de apicultură. Ce să vreau, zmeură? Nu, mulțumesc. Nu, mulțumesc, Caleb. Le facem o baie bună. Da, Cale. Deci, acum am făcut acest tratament, după care posibil pe la jumate de octombrie vedem vremea cum va fi să mai fac un tratament exact la fel. E tratament foarte eficient, mie foarte tare îmi place. Ține pe lăcale. Tu te vezi? Da, dar eu că tu nu vezi. Eu te văd. Deci, le tratăm bine, le-am înhrănit bine, mierii au destulă și cu astea spuse, încet, încet, pas cu pas, pas cu pas, albinuțele să fie pregătite, tratate cu hrană pentru iarnă. Sirop eu nu mai dau deja, am dat luna august și jumate din septembrie, așa că nu mai dăm. Cu voi a fost Vanoc Manoli, aveți grijă de albinuțele voastre, Domnul să o binecuvânteze pe tine și familia ta. Numai bine și sănătate! Realitați, pa, pa! Pa, pa! Cale! Eu
Da? Pa, pa. Arăți, pa, pa!